seara și bine v-am găsit în această seară. Mergem spre București. Suntem o mașină alături de Daniel și am o oarecare surpriză pentru această partidă. Clipul începe cu mine, dar se va termina cu Daniel. Cu mine se termină și cu mine și începe acum și cu Iulian. Aici doar vreau să vă anunț că acest clip va fi în totalitate creat de al meu prieten Daniel Diaconul. Diaconul. Daniel, spune-mi, te rog frumos, ce planuri ai pentru această seară și ce pronostic? Pronosticul meu e un 3-2 pentru Steaua. Da. I-a prins pe drum, adevărat, nu? Da. 3-2 pentru Steaua. A mers de la nebun rău, tot cum a fost ăla din... Ce a fost ăla? Retur? Da, din retur, din campionatul regulat. Da. Să fie jale frumos, mergem la meci, facem ca lumea acolo, facem nebunie mare pe teren. O să, or să fie 40.000 de oameni, din câte am înțeles. S-au vândut 25.000 de bilete doar online până seara. Autostrada e full. Și noi venim și de la Cotanta. De la Cotanta. Venim să facem nebunie și tocmai ce am dat de băieții ăștia prin Peco. Fulare de la Steaua, de la Steaua, nu? De la Faro. De la Faro. Eu sunt stenici deasupra acoperire. Doar meciul ăsta țin cu farul. Atât, hai, v-am pat. Deci care ziceai tu că era regula, că dacă întârzii la stadion, ce se întâmplă? Păi câștigă Steaua. Eu zic că sigur. Arată și pe Waze. Cât mai e, deci facem cât treacu. 36 de minute, 23 de kilometri. Superb, la Bălăceancă ajungem. Bă, uite cât stă, cât dă ăștia de Constanță, cât dă ăștia. Câți oameni de Constanță sunt. Ba, uite, ești frumos. La Bălăceancă. Las că loc. Am ajuns și la stadion cu întârziere. Opa! Conform la ce a zis Iulici, că dacă întârziem, câștigăm în seara asta. Hai să vedem, a început meciul de 5 minute. Yeah.
se uită către camera VAR. Revede faza de 20 de ori. Efectiv nu-și dă seama de părere sau nu, în jale. Vreau să vă duc ce e. Thank you.
10 goluri. Cum intram pe nuză pentru cea de-a doua repriză, să fim mai aproape de echipă. Yeah.
gafă, cred că a fost al lui Tam sau ceva de genul. Dar iarăși o gafă în apărare, a 70-a gafă pe anul acesta. Incredibil. Incredibil. Analiză VAR. Lupă-sta! Marcat unul din plusii superconițători ai României și al Lovacii. Domnul Salim, Constanțeanu. Constanțeanu de acolo, din piața efectiv să bagă cu curul în poartă, efectiv, parcă ne-e frică să pisim, să mă rog. Păi lumea crede că s-a terminat și a început să plece, dar de fapt avem cu curul, faci. Mai e puțin.